întreabă astea care se adresează diasporei de reîntoarcere în România, dar nu văd niciun efort. Dar avem instituții din secolul XVIII, hai 19, care funcționează ca în secolul XIX. Mi-am notat foarte multe, dar mi-aduc aminte de prima noastră întâlnire când am venit să gândim proiectul ăsta legat de România demnă în Europa, pe diaspora, că a fost o avalanșă de probleme și efectiv ne-am blocat. Pentru că noi am venit cu bună intenție de a găsi soluții la probleme și ne-am dat seama că este imposibil. Că problema nu este una singură, soluțiile nu sunt simple și, de fapt, realitatea este cea care este. Și realitatea este că trăim într-un secol al tehnologiei, al distanțelor care s-au scurtat enorm, al Facebook-ului, al internetului, al tehnologiilor moderne, al bazelor de date care se ajustează în timp real și pot fi accesate de oriunde în lumea asta. Dar avem instituții din secolul XVIII, hai 19, care funcționează ca în secolul XIX. Cu funcționari care funcționează ca în secolul XIX, cu instrumente la dispoziție, încă pe hârtie. Încă iei hârtia de aici și o duci dincolo. Încă trebuie tu să faci dovada de la o instituție la alta că nu știu ce ai plătit. Când asta poate fi verificată astăzi, în timp real, pe internet, pe orice. Adică tehnologia pe care noi o folosim nu e valabilă în instituțiile statului. Nu se dorește. Posibil. Pentru că e mai greu de verificat. Asta înseamnă transparență. Dacă ai... Tot vorbim aici în Parlamentul European despre blockchain. Blockchain este o tehnologie foarte modernă, acum foarte în vogă. Bine, ea e foarte în vogă pentru că fac unii bani pe criptomonede, prin altă discuție. E o tehnologie care asigură transparență și siguranța datelor. Ele nu mai pot fi șterse. În momentul în care o tranzacție a avut loc, rămâne pentru totdeauna. Cine din statul român și-ar dori așa ceva? Adică, în primul rând, transparență. Singurul antidot împotriva corupției, cel mai important, nu sigur, cel mai important antidot împotriva corupției e transparența. Niciun hoț nu fură cu becul deasupra lui, sau ziua în amiaza mare. Fură noaptea. Noaptea ca hoții. Da. Al doilea este frica de a rămâne fără ceea ce-i curat. Cariere. Adică, dar degeaba fur dacă... Nici mai contează câți ani de pușcării fac. Contează să rămână cu bani. Pentru că fură suficient de mult cât să merg. Da. Nu se confiscă nimic. Deci, pe de o parte, nu există în acest... Și de asta, această frustrare foarte mare. Că problemele sunt multiple, dar nu vor exista niciodată soluții atâta timp cât nu se folosesc tehnologiile de astăzi. Cât nu se schimbă sistemul administrației publice în România ca să fie adaptat zilelor noastre. Nici partidele nu sunt adaptate. Partidele în România, nu, USR-ul sigur, e special, dar zic în afară de USR, poate și la alte partide, poate și PMP-ul, ca să trebuie să spui. Toate celelalte partide din Europa și din lume, nu zic din România în afară de USR, toate funcționează pe mecanisme vechi, din secolul XIX-XX. Același mod de a-și alege structurile, același mod de a vota, același mod de a lua deciziile. Diferențele sunt de nuanțe, cu 50, am înțeles. La modul că unele sunt mai puțin mai democratice în interior, altele nu, dar jocul de putere e același. Corupția există peste tot, mai mult sau mai puțin. Oamenii sunt mai bine pregătiți sau mai puțin pregătiți, dar tot acolo. Mecanismele sunt aceleași. Deloc adaptate realităților în care trăim. De aici apar toate problemele. Până nu se rezolvă aceste probleme, nu o să existe soluții în timp real. Și sigur, punctul 3, nu se dorește. Se vorbea de voință politică. În România e o bucurie că pleacă românii. Dacă ar fi existat o preocupare față de... Aoleu, doamna avocat, lăsați-mă. Dacă ar fi existat o preocupare reală, atunci românii din diaspora ar fi avut drept de vot și s-ar fi făcut votul acela electronic, pentru că există de pe telefon. Stai acasă și votezi
3 minute ai votat. 3 minute. Cum te loghezi, pune un ala. E în timp real. Există tehnologia ca acest vot să fie mai sigur decât votul și vă spun ca vechi politician, care a făcut multe campanii. Da. Cum? Bine, da. E o școală bună. Nu, e o școală bună. Deci, nu mai am fost la școală, dar acum pot să fac și o politică. Deci, e mult mai sigur votul de pe telefon de acasă decât votul cu ștampilă în secția de vot. Pentru că ăla nu e sigur. Votează cine, toată lumea și iese cine trebuie. Acolo se pot număra morți. Știu. Și aia ca aia. Ideea este că deja se știu, sunt fumate, se cunosc toate mecanismele astea. Nu mai e deja, nu mai e folclos, toți știm cum se fac. Deci, nu se dorește să existe o relație directă cu diaspora. Singur sau primul moment când în România s-a realizat că e o problemă foarte mare, singur a fost votul în 2014 la prezidențiale. Când au realizat că nu mai este ca atunci când a ieșit Băsescu ultima oară. Nu era aceeași comunicare, nu? Acum, unii stăteau la coadă pe Facebook, pe WhatsApp, pe telefon. Era comunicare în timp real acasă. În timp real. Acum, la protestul de pe 10 august, le-am și spus celor din țară că protestul nu a avut loc pe 10 august. A avut loc în săptămânile de dinainte, când milioane de români au șeruit mesaje, au împărțit, au distribuit, au dat mesaje, au dat filmulețe. Ăla a fost protestul real. Milioane de români atunci și-au dat mesajul. Că s-au venit în piață ambasadorii, practic cei care și-au rupt din timp, sau au putut, sau au fost mai motivați să vină în piață, aceia sunt, au fost reprezentanții, cei care au ținut steagul sus ca să meargă și fizic să dea mesajul. Dar acei oameni din piață au avut în spatele lor alte milioane de români care au susținut mesajul lor din piață. Asta n-au înțeles cei de la Teleorman. Că dacă îi luați, vezi, n-am nimic cu Teleorman. Dar Dragnea de la Teleorman, primul ministru de la Teleorman, ministrul de interne de la Teleorman, șeful jandarmeriei, Teleorman, da? Și șeful poliției din Argeș e din Teleorman. Deci nu avea cum să fie din altă parte, nu am niciun treabă. Nu, pentru că avem universități destul de solide, ne salvează. Deci, în contextul ăsta, așteptările nu pot fi decât dacă ne implicăm toți să producem acea schimbare. Pentru că schimbarea nu poate să vină, nu știu, din stradă. Schimbarea se face în Parlament. Nina a criticat Parlamentul greșit, aș spune eu, și îmi permit pentru că suntem prieteni. Pentru că ai nevoie de majoritate ca să poți să faci lucruri. Dacă nu ești într-o majoritate și majoritatea o dau doar 20% din români, nu, 17% din români au dat majoritatea din acest Parlament. Nu e în general. Deci 17% din români au dat această majoritate. Este o relație direct proporțională. Nina, ascultă-mă puțin. Ascultă-mă puțin. Bine, nu te las să vorbești peste mine. Nu te las să vorbești peste mine. Ascultă-mă puțin. Este o relație direct proporțională între calitatea celor din Parlament și cei care conduc țara și numărul celor care votează. Calitatea celor care votează. Pentru că în acest moment majoritatea este dată de un electorat captiv. Exact. Toate partidele își mobilizează electoratul captiv la vot și aceia decid. În condițiile astea. Dacă s-ar da o lege ca votul să fie obligatoriu. Dacă votul ar fi obligatoriu. Dacă s-ar introduce votul electronic. Dacă s-ar susține și s-ar crea toate condițiile, ca numai aia care nu vor să nu voteze. Adică, pur și simplu, să nu vrea, sunt puțini. Și vor prefera să plătească o amendă numai să nu voteze. Deci, în condițiile acestea, dacă România ar veni la vot, calitatea celor din Parlament ar fi cu totul și cu totul altă. N-ar mai exista o biorică atâncilă și așa mai departe.